Și ca să luăm un exemplu de genul acesta, am putea merge la un paraclisier care era într-o biserică și avea foarte mare evlavie la Sfântul Ambrozie. Dar avea o iconiță mică, mică, așa foarte micuță și îi plăcea lui de câte ori sărbătoarea Sfântului să o pună pe altar la închinare. Dar mereu zicea, Doamne, dacă mi-ai dat o rugăci, o icoană mare, cred că toată viața m-aș ruga la Sfântul ăsta. Și cum stătea paraclisierul în biserică, vine diavolul și-l prinde de spate. Ce fa, bă, nenorocitul aici? El ia iconița aia mică de pe analog și zice, Sfinte Ambrozie, salvează-mă, te rog eu frumos, scapă-mă, diavolul mă chinuie. Și Sfântul Ambrozie îl întreabă din icoană, dar crezi că așa micuț te-aș putea ajuta? Adică, noi nu trebuie să avem, cum spun unii, bă, dacă aș avea o icoană făcătoare de minuni, tu faci icoana făcătoare de minuni. Îmi aduc aminte că în tinerețe, eram și eu mai scrupulos acum să ne simțit, ca să folosesc un termen scurt. Am găsit aruncată de la cineva, de la o cutie de tămâie, o iconiță cu Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și aveam mașină de aia de plastifiat. Și unii găseam obiecte de astea de la Mitropolie, care au pus Cuvioasa Parascheva gravată cu albastru, așa, pe, așa, le decupam și le băgam în țiplă de aia cu plastic. Ele căpătau o formă frumoasă, le tăiai cu forfecuța corect, așa, cu ștanța, și le păstram prin buzunar. Și când vinea cineva, îi dădeam o iconiță de aia, ca să nu stea aruncată. Adică mă gândeam că totuși e profanare, e chipul unui sfânt, e chipul lui Dumnezeu. Și vine o femeie din București și îmi spune, părinte, am un soț care cam bea și avem o viață foarte grea. Nu, te teme, zic că îți dau o iconiță făcătoare de minuni atinsă de rac la Sfintei Parascheva. Nici vorba nu era atinsă de rac la Sfintei, era chiar chipul Sfintei. Dacă ai stirogi în fiecare seară la iconița asta, soțul tău o să lase de băut. În următorul an, când vine la Cuvioasa Parascheva, ce face femeia ca să vezi ce înseamnă credința? Nu mi-aduce în rămat cu sticlă și cu lemn o iconiță mult mai mare acum, dar identica ea, xeroxat-o și amărit-o, și mi-a dus mie una înapoi de mulțumire că soțul ei, când a văzut iconița, a întrebat de unde eu ai asta. Păi eu am de la părinți care stau din Moldova, mi-a dat-o să mă rog pentru tine, stilaj de băut. Păi eu ar trebui să o port în portofel, nu tu. Și a pus soțul iconița în portofel și eu din ziua aceea n-am mai băut. Și femeia, ca să nu rămână datoare față către mine, mi-a făcut o iconiță mai mare, mi-a rămas și a spus, părinte, asta este icoana casei noastre, o am în toate camerele. Soțul meu, de când a purtat această iconiță în portofel, n-a mai băut niciodată. Și era o simplă iconiță de pe o cutie de tămâie aruncată la îndală, am găsit, hai să o plastifiez și o dau cuiva să nu stea aruncată. Deci, ăsta este actul de credință. Deci nu avem nevoie de perle, de mărgăritare, de diamante, de nu știu. Da, sunt icoane împărătești făcute la mare artă. Dacă mergem în Marea Rusie, avem cupole de biserici care au câte 400-500 de kilograme de aur. Este evlavia față de Dumnezeu, nimeni n-are ceva împotrivă. Foarte frumos că se face pentru Dumnezeu, nu-i nimic rău. Dar vreau să spun că oriunde te-ai întoarce, asta este vorba marului duhovnic Arsenie Papacioc. Era înainte, el povestea cu gura lui la o conferință, era înainte de a fi în închisoare, să-i prindă, era acuzat de legionarismul ăsta, cum era în timpul comunismului. Și zice că s-a întâlnit cu o femeie săracă și n-avea la el decât 5 lei și o pâine. Și i-a dat femeii pâinea respectivă și acei 5 lei. Și femeia a spus așa, părinte, Dumnezeu să te audă încotro te întoarce. Mult a meditat bătrânul la vremea respectivă, cum adică să te audă Dumnezeu încotro te întoarce, de el nu-i peste tot? Și zice că și-a dat seama de cuvântul acelei femei în timp ce era băgat într-o zarcă, probabil un loc foarte ciudat al închisorii, unde erau pedepsiți mai crunt, cei care erau mai mistici, mai ambițioși, mai rugători, mai luptători. Și-au zis că era o apă până în glezne, un frig din ăla groaznic. Ei erau cu hainele alea a lor de pușcăriași pe ei, ud de la picioare. Era un întuneric de nepătruns, nu știai unde-i răsăritul, unde-i apusul, unde-i nordul, unde-i vestul.
Și lui a venit deodată ideea, băi, n-are rost să mă mai chinuiesc. Mă pun jos aici în apa asta, mor, mă răcesc, fac hipotermie și am scăpat. În clipa aceea îi vine în minte vorba acelei femei. Dumnezeu să te audă, încotro te vei întoarce. Și fără să știe în întunericul ăla unde este, zice că a luat poziția de rugăciune și așa, așa, Doamne, dacă tu crezi că eu mai pot scăpa, ajută-mă. Și povestește bătrânul că atunci a simțit o bătaie pe umărul drept și a zis așa, Arsenie, curaj că mai avem treabă. Și dumnealui a trăit până pe la 97-98 de ani. Deci, asta e puterea rugăciunii. Asta înseamnă tu să pătrunzi rugăciunea. Aici vorbim de rugăciunea din stratul 1. Și acum mergem în rugăciunea din clasa a doua. Aici avem cerealieri, cei cu semințe, cei cu hrana de asta din rădăcinoase, ei aștia se numesc azi vegani, vegan e altceva, și cei care au posturile înalte cu totul altceva, cei care trăiesc fructiferi, de fapt, se numesc. Și în această categorie intră pusnici foarte, foarte sporiți, cum ar fi nitria, valea Nilului, care ăștia pot trăi, de exemplu, într-o zi, cu un pahar de apă cu puțină sare ca să nu se dezhidrateze, și cu 3, 4, 5 curmale pe zi sau poate un pesmet chiar seara. Acolo fiind foarte cald, nu-i problema caloriilor de foame. La noi aici, dacă vine un ger de minus 10 grade și ai mâncat 3 curmale, a doua zi ia cu targa. Ei, acolo fiind foarte cald, apa. Cine poate posti de apă e tare, nu de mâncare, că acolo nu ții foame. Și la această sporire ajung, dacă citești tratatele de știință, vor spune că așa spune, că sfinții patericului aveau halucinații de la foame, aveau viziunea iurea că nu era oxigenat creierul din cauza înfrânării și a postirii și aveau vedenii de astea false, imagini, cum s-ar spune în termen modern, că mergi prin pustiu și vezi Fata Morgana înainte de a muri. Prostii. Deci acei sfinți vorbeau cu dracu, față către față. Avem îi plin patericul de mustrări, cum îi mustră, spune că Sfântul Antonie mergea într-o vali cu ucenicul și îi spune, taci! Și ucenicul îi spune, ce vorbești, părinte? Ce cu tine? Ce să tac? Cine vorbește? Am spus să taci. Ia uite, îngerii duc sufletul Aviamun la cer. Și tu de unde știi asta? Păi tu nu vezi îngerii cum însoțesc sufletul în zbor către Dumnezeu? Și hai să mergem la mănăstirea aceea să vedem. Și când ajung la lavra cuviosului Amun, episcopul Nitriot întreabă, zice, ce face Ava Amun? Păi acu două zile pe la prânz s-a mutat la cer. Ca să vadă ucenicul că Sfântul Antonie vedea sufletul cum zboară și cum îl duc îngerii. Trebuia să moară Sfântul Macarie cel Mare. Și Sfântul Macarie cel Mare, cu 9 zile înainte de a muri, Macarie egipteanul, vine un heruvim în persoană, în real, înger, cu o căruță de aripi și cu ochi mulți și îi spune, învață obște așa, învață obște așa, învață obște așa, și 9 zile a stat lângă el în chilie. Frații nu-l vedeau. Sfântul Macarie vorbea cu el cum vorbim noi doi la emisiune. Și a spus, de acum poți să pleci, că frații știu ce au de făcut, știu toată în reală, hai să zburăm, că ne așteaptă Dumnezeu. Ce face un om azi când moare? Ni speriem, îi punem perfuzie, vine ambulanța, îl resuscitează, îi suflăm în gură, îi facem respirație artificială, îl resuscităm. Nu, ăla a întins mâinii pe piept cu pace și a dat duhul și sufletul a plecat la cer și trupul a rămas pe pământ. Deci, alte lucrări. Și din dreapta, cea mai și mai și... A, și mai era una frumoasă, aia îmi place mie extraordinar. Vreau să o folosesc, sau poate am folosit-o la începutul emisiunii și n-am fost atent, dar sigur mi-a scăpat, bănuiesc. Acum mi-am să aminti. Mergea Sfântul Antonie în cetate. Era chemat cu treabă. Și vede pe zidul cetății un drac mare, cum stătea la soare și tolănea așa ca un panteră, când pe o parte, când pe alta, când pe o parte, când pe alta. Și dacă avea de la Dumnezeu această îngăduință să mustre duhurile necurate, îl întreabă, ce faci, mă, murdarule, ce, mă, învechitule în rele, ce treabă ai tu aici la cetate? Ha, 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 cuvioase Antonie, știi care e misiunea mea?
Toată cetatea asta este sub stăpânirea lor mei. O păzesc ca nu cumva unul să ridice mintea la Dumnezeu. Cum adică? Păi că dacă unul se scoală dimineață cu chef de rugăciune, imediat am trimis hoardele de dragi tineri și proști și îl încurcă până se plictisește, până îi dă lene, până îi dă trândăvie, până îi dă nepăsare, până nu-l mai interesează, dacă unul e și mai răzvrătit, venim cu el și batem război, găsim noi o metodă și toată lumea e la cheremul nostru. Și Sfântul Antonie zice, și oamenii știu că tu faci treaba asta, dar de ce trebuie să știi? Ei trebuie să slujească nouă, că noi trebuie să umplim iadul cu ei, nimic în plus. Lumea trebuie să trăiască un cotidian, n-are voie să fie altfel. Pentru că dacă e altfel, ni strică nouă, feng shui-ul, cum spunem noi azi. Și se pune Sfântul Antonie pe plâns și ridică mâinile la cer și că, Doamne, te rog eu frumos, salvează certatea aceasta. Și ce îi spune Dumnezeu din cer? Antonie, nu te mai ruga că nu-i pot ajuta. Cum, Doamne, dar-s creatura ta, sfăpturile tale, e o cetate întreagă. Oamenii aceștia nici măcar cu buzele nu mă cinstesc, cu inima departe sunt de mine, ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu, de aia nici eu nu pot să-i ajut.